Universitatea Craiova a pierdut meciul din mass media împotriva lui Hermann Stadt, scor 0-1, după performanța slabă a jucătorilor Mirel Rădoi. De fapt, antrenorul oltenian a fost foarte nervos la sfârșitul meciului când și a făcut criticile. Rădoi înlocuiește banca oltenienilor din Laszlo Balint, care a refuzat doar 6 meciuri la Craiova. Fostul antrenor a intrat în vigoare la conducerea universității, victoria în schimbul cu Zoria, 3-0, în prima rundă a Ligii Conferinței, dar în competiția de play-off a fost eliminată de Hapoel Beersheva. Ivan și Bancu au ratat partea de odihnă cu Israel. Vasile Miriuțe, un mesaj dificil pentru Mirel Rădoi. Mirel Rădoi a fost doar în prima înfrângere în campionatul cu Universitatea Craiova, dar a fost luat în colimator. Vasile Miriuțe a desenat semnale de alarmă legate de viitorul Rădoi din Olten. Desigur, anumiți jucători lucrează, evident. Fără și poate, aud că jucătorii, dar nu mai este nicio problemă. Craiova arată bine acum, el se poate califica în grupul de ligă de conferințe, a spus Vasile Miriuțe pentru Prima Sport. Vasile Miriuțe a antrenat de, a lungul carierei sale, Nenericot Bustoi, Ceahlăul Piatra Neamț, CFR Cluj, Gior, Târgu Mureș, Energie Cottbus, CFR Cluj, Dinamo, FC Hermann Stadt, Kisvarda și Mina Urbaia Mare. Într-un singur cuvânt, neputință. Nu știu dacă este într-adevăr o lipsă de atitudine. Este clar că oamenii din Sibiu au o viteză suplimentară. Vor să ne arate că pot deveni o echipă de joc și cred că dau noi lecții importante. Nu putem obține mingea acolo unde ne aranjăm. Nu cred că fac prea multe lucruri pentru a obține cel puțin un punct. Nu suntem mulțumiți de modul în care arătăm în această seară. În acest fel, sunt mai mult ca să pierd un scor mai mare, dar încerc să obțin ceva, Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova. Trimite Facebook, WhatsApp, Twitter.